Altceva nou am mai aflat despre trecutul lui? În afară de Rubinu? Nu, nimic nou. Și Antonucci ce are de gând acum? Se pare că nimica. E frică să iasă din bărlog. M-a trimis pe mine să aranjez o întâlnire cu ăștia și cu Sile. Dar ăștia cine sunt? O să aflu diseară. Apropo, ce o să fac? Trebuie să-l protejez pe domn. Asta până reușim noi să ajungem la ea mari. Asta știam. Păi dacă știai, atunci ce mai trebuie? Trebuie să faci tot posibilul să-l ții în viață pe domn. Asta e tot. Nu ți-e frică că o să mor? Nu. Știu exact ce poți. Altceva? Nu, nimic. Te țin la curent. A, și scrie tu raportul. Știu că șeful apreciază o lectură bună. De ce faci? De ce ai oprit mașina? Stai un pic, Codruț. Mă duc să-mi iau ceva, dar bă, vrei ceva? Eu înțeleg că tata a exagerat și că n-are nicio scuză pentru felul în care s-a purtat cu mama ta, dar înțelege și tu că ăsta-i tata și că n-avem cum să-l schimbăm. Parcă nu l-ai cunoaște. Nu făcea nimic, venise doar să mă vadă. Codruț, eu îți dau ție dreptate din primul moment. Ai tot dreptul să fii supărat. Uite cum facem. Când ne dă banii înapoi, ne mutăm din casa aia. Hai, iartă-mă, te rog. Tu să mă ierți. Eram deja supărat și picătura asta chiar a umplut paharul. N-ai nicio vină. Ești sigură că nu vrei nimic? Hai că vine. Bă, Dinule, bă, vină un coace, bă, că te așteptam, mă, te-ai speriat, dar blestemată să fie ziua aia. Când am luat eu bani de la țigani, mă, cine m-a pus, bă! Mi-au folosit banii țiganului Neagigi, am dat în stânga, în dreapta. De asta m-ai chemat? Păi bă, te-ai chemat să mă scapi odată de sechestrul ăla, că nu mai pot! Îmi stă pe camă, sugrumă, mor, nu mai pot simți mirosul lor de țigane. Bă, mă, îl leg un bolovan de gheș și mă arunc în lac, băi! Mirosul ăsta de nespălat, nu mai pot să-l văd, să-l văd, să-l țin! Băiatul chiar nu pute. Păi ce băia mă să mă vezi pe măsa? Măsa pute? Mă, măsa a fost aici, mă! Măsa a mâncat aici, a dormit aici, s-a scurat dimineața aici, măsa a fost aici! Țiganca? Vine aici, păi de cine? Măsa! Dar ei sunt șătrari? Adică de aia cu fuste, cu basmale în cap. Tu ne cunoști pe ăștia. Pe cine? Tu n-ai fost niciodată la ei acolo în șatră? Pe ce să fost în șatră? Nu. Clanul ăsta, ăsta lor, nu? Nu. Uite-te în ochii mei. Nu-i cunosc de Gigi, de unde să-i cunosc? Bine, mă, dar scapă-mă, crede-mă pe mine și scapă-mă. Te rog frumos. Cine a zis că te scap. Dar când, mă, când nu mai suport, mă, încep să visez în coșmarul, mă, nu mai... Eu nu pot! Fă! Tăticule! Fă! Nu mai pot! Să cred eu! Fă! Așa ceva! Fă! Nu pot eu să cred! Fă așa ceva! Tu n-auzi! Fă! Că creierii mei nu poate să accepte, fă! Nu mai râde, mă! Tăticule, mă! Moară, bați în cazare! Tăticule, mă, tăticule! L-am găsit pe Steven în patul tău cu mamica! Stai, mă, să aflu și eu, să-mi spui și mie exact ce făceam. Dar nu știu eu ce făceam sau ce-a făcut. Eu i-am găsit pe amândoi dormind, dar ce să caute în patul lui tăticule? Ce să caute? Frățioare, vin aici! Ai venit? Păi da. Păi zi așa. Cum îi zice, mă, la... când să tăie ești panezii pe burtă? Arachi. Arachiru! Arachiru-i fac, frățioare! Arachiru-i fac! Ce țipă asta așa, mă? E. A venit sorta că măta l-arde pe Steven sau invers, că n-am înțeles exact. Fă, tu ești proastă sau proastă? Cum să se uite fă la amărâtul ăla de Steven când are de bărbat pe tăticu? Fă! N-ai fă-
vorbi tu așa, da, Steven? Că Steven e de tai bărbatul sau vrei să ți-l descrii sau cum? Băi, Minodora, nu, lasă chestia asta. Ne simțim dracu prost cu toții. Deși la statura lui Steven s-ar putea să aibă urechile mari. Gata! Mă, cacas! Stai că ți-l dau pe armă. Tu ne vrei ce stau eu, scărător de chiori? Cine-am plaută, mă, când sunt eu nervos? Și trist! Ia, hai, du-te! Asta-te. Arvadule? Da. Bă, îți dau un măr de telefon. Să iei vreo trei băieți mai voinici așa. Bine. Că Flăcărica a prins greutate. Și o să avem nevoie de niște ridicători. Uita nimica, mă? Atâtea sunt acum, că restul sunt la produs, nu pot să le la scot. La porte, mă! Ce porte? Ce... Ușa, mă, deschide ușa de la mașină, că m-am bucat rachii acum! Dă mâna! Sărat ești, mă! Merci beaucoup! Bonjour, mes filles. Uite la ele ce frumoșele și curățele e. Îmi place de voi, fă. Dar tu cine ești? Fă blondo. Eu sunt Bulebașa Flăcăroica, nevasta lui State Potcovaru. Și de acum încolo, eu sunt tăticul vostru. În particular, puteți să-mi ziceți mămică, dar oficial, eu sunt tăticul vostru. Ne-am înțeles? Am înțeles. Toate odată, ia, ne-am înțeles? Am înțeles. Așa. Eu am venit aici ca să încercăm să vă ridicăm nivelul vostru de trai. Păi, stați drepte, mă, doctor. Ce mai taci, mă, ciocumic? Ia decolteuri, să regardezi decolteurile. Așa frumos, pe tu față. Curta în spate, subtă, curutare, tot, sus. Așa, bravo. Mai dreaptă, fă. Așa. Ia, cum merge treaba? Nasoală. Ăștia nu ne mai dau banii și pe datorie? Pe datorie, jamais! Nimic. Și nici pe bonuri de alea ieftine, de masă. Numai de la 50 de... Rul, dragi, cum le zice la bani ăștia în sus? Cum le zice? Ron, așa? Ron, rul, roz, dragi. Aș prefera euroi, că ăia are valoare. Așa. Și dacă fu nonorocit, vrea pe veziuni, tariful plus tâfă. Ce e tâfă? Taxa lui flacăra adăugată, fă. Uite ce am propus eu. Eu zic să le luăm niște hăinuțe, că ele sunt plecate așa. Uite, ce are, fă? Asta, uite, le trebuie niște din alea ghetuțe, din alea de lac cu cui, ca să se poartă acum cu cui. Le trebuie, să zicem, un tigrișor, așa, un... Uite cum are ea așa, dai drept, dai drept așa. Uite cum are ea așa, niște leopard, niște așa. Da, e un bun idee. Da? Da, să poartă asta. Le dedem niște bani și le luăm după aia din câștiguri înapoi. Da. Sau mergem cu ele, să cumpere ele ce vrea ele. Azi. Păi, mă, cât avem noi agenda liberă? Nu, le dau bani acum și se duc ele, să știu, nu merg. Da? Bine. Hai și la treabă, că timpul nu stă și banii nu vine. Ne-am înțeles? Da. Pe felie, da? Da. Hai, la revedere. Vorbați. Ah.
Stivene! La porc! Da, am citit. Altceva? Atât. În seara asta încep negocierile. Până la ora asta nu știm cu cine. Încă nu și-au dezvăluit identitatea. Să mă ții la curent. Da. Și dacă îi fac felul? Mai ei îl vor pe Antonucci. Pe Antonucci îl vor. Nu le folosește la nimic să omoară la mărât. O să-l folosească să-i transmită lui ce vor. Cu cine tot încerci să vorbești la telefon? Nu înțeleg. Cu băiatul meu. E supărat pe mine și nu răspund de la telefon. Dacă îi făceam eu asta, tata, adio și la mulți ani bani de facultate. Generația de azi. Da, uite ce vorbeam noi acum. Ce-ai spus? Exact asta, de generația tânără. Sunt de acord cu tine, de-aia nu vreau să fac copii, știi? Serios? Bine faci. Tate, nu-i nimeni acasă. Foarte bine. Nu bine, nu-i bine. Nu mai te enerva, mă. Menodoro, ia. Du-te tu până în casă, fă ceva de mâncare, ca să prind poteri. Păi și ce fac, Nasta? Armando, vreau să-ți dau ceva de făcut. Bă, eu nu cred că femeia mea m-a înșelat pe mine. Dar dacă cumva aflu că așa a fost, va trebui să o omor. O să-mi pară rău după ea, dar trebuie să o omor. Ție, dacă ți-e frică să vezi cum moare un om, sau dacă ți se face rău de la sânge, o să pleci. Stai, bre, asta de pe mie asta îmi place, bre. Să văd cum moare omul, să văd cum se scurge sângele din el. Mie nu-mi place când e pace, când toată lumea e prietenoasă. Ei, atunci ce mai fac? Cum mai scot pistoale? Cum mai scot săbii? Cum mai dau cu băte în gură? Asta e, m-ai înțeles? Eu, personal, dacă ție ți-e frică și-ți pare ție rău, mă omor eu, nicio problemă. Dau și bani, nu mai lasă-mă să omor. Armandule, de familia mea, eu mă ocup. Tu o să mă ajuți un pic. Cum zici tu asta? Așa zic. Du-te la o parte de aici, așa. Aaa, să rămâna Madame Flame! E, Flame. Tu prea le-ai vrei cu limbile străine. Tu ce purta? La Flame! Să rămâna Madame La Flame? Dar de unde știi tu cum în 10-a mie la Paris? Păi să poate! Povestea lui Madame Flame n-a circulat în toată Europa. Păi ce la urechile mele n-a ajuns? Și mai ales... Auzi, bre, la sufletelul meu. A, da. Ia, ține-mă acolo de o mână, așa, pe urmă scoporăm mai jos. Hai, dă-mi un tratament de la David. Poftiți, poftiți, băiete, adu-mă sticla aia. Și ce-ar dori doamna? Să vă cânte o muzică ușor la urechiușe? Sau să vă danseze vreo 4-5 băieți cu alea sus pe masă? Nu mai vreau dansator, nu mai vreau, bre. Vreau să dau o carte. Auzi, Madame La Flame, e nasol că am niște gagi, dar sunt subțiri rău de tot. Ia, taci din gură, șef. Hold on. Alo!
Da, eu sunt la telefon, flacăra. Cine e? Lilica? Bună, Lilica. Care Lilica? A, Lilica. Da, fă, ce probleme? Cine vrei? Lilica. Cum v-a saltat meliția după traseu? Păi și unde sunteți acum? Stai, fă, că venim acum. Gata, ia, lasă paharul, mă. Haide, că avem treabă. Da, unde păi, ce vrei? Haide la Lilica, la meliția. Ai mai repede când îți spun. La meliție, doamne... Păzește și apără, că cu mine în plămâni niciodată mi-a plăcut acum. Stai, mă, să... Așa... state. Alo? Să rămână luma tale, neastate. Eu sunt neafane de la Cârcium. Da. A, nu, te-am sunat așa să spun că tocmai a plecat nevasta luma tale și cu ginerele. A plecat cu Lilica la meliție sau la meliție cu Lilica. Nu știu. Auzi, brei, Nastate, încă o dată să rămână la luma tale. Nu vrei să vii și matale pe la mine să mă vezi deloc? M-ai dat uitării. Nu, ziceam să vezi ce prospături am, așa cum îți place luma tale, 18, 19, 20. Să mor și eu și tu dacă te mint, 18, 19, 20. Hai să poate, nu am găsit sau... Va rezolvăm, sigur, dar cine se ocupă de firmă după ce termină? Ce mă, băiete? Cum cine se ocupă de firmă? Eu mă ocup! De toate firmele. Băi... Și firma asta mică, Felice. Ah. Da. Tu ce bună e, mă? Știu. E foarte bună, băi. E, e exact cum eram eu când eram... Că ea, când eram tânăr, când nu aveam sâțe. Dar, mă, e vigilentă, mă. E foarte bună. N-ai nicio grijă. Mă scuzați, dar... Cine? Cine? Caută niște doamne care au mai fost pe aici, dar... Cine? Nu vreau să zic cum le zici, dar zici și că sigur le primiți. Ei! Dacă vă zic... Ai noroc, Nea Gigi, că de când nu ne-am văzut multă vreme a trecut. Avem probleme importante de discutat. Zău, mă. Păi de ce nu luați voi loc? Luați loc, vă! Bonsoir à tout le monde! Je veux voir Méniez! Bună seara, ce sunteți noastră? Je venais pour regarder Méniez! Nu, nu înțeleg. Mătușa mea vrea să... Au, au, au! Am venit să vedem nepoțelele ei care au fost ridicate de poliție. Ui, ui, ui! El se promene dans la rue, el e milicien, vene et prene dans les voitures. Doi milicieni se plimbau cu o mașină și s-au întâlnit cu două fete de-ale nepoțelele de-ale așa și le-a luat. În primul rând, cine sunteți noastră? Și în al doilea rând, nu mai sunt milițien după 1989. Vraiment? Oh, je suis désolé. Je m'appelle Madame Laflamme Podkovariu. Ici, mon passeport. Iată pașaportul. Aici scrie Flacăra Podcovaru. Păi e flacăra pe franțozește, bre! Pe scurt, vrem să vedem nepoțelele și atât, atât. Au fost aduse niște curve la secție, dar acum sunt la spital. Quoi? Elles sont malades?